Cel mai greu am învățat să centrez lutul. Un olar e un creator. El îl vede înainte de a se confecționa obiectul, eu îl văd. Trei linii care simbolizează, prima simbolizează, din spusele bunicului, apele subterane. Pe urmă simbolizează pământul pe care noi suntem. Două linii e pământul. Și a treia linie e cerul, așa spunea bunicul. Ele toate trei fac parte din ea noastră tradițională, de asta am și numit că e oala tradițională. De pe roată noi tăiem așa, cu venjel că facem așa și tăiem, și cu ajutorul unui fiu, noi luăm obiectul și îl mutăm pe un suport, ca să-l putem să-l punem la uscat. Două generații ce își trag rădăcinile din huma iurcenilor, vechea așezare strămoșească de pe văile și colinele nisporenilor, au trăit același vis, să mențină și să dezvolte olăritul în Republica Moldova. Când bunicul său era pe patul de moarte, Adrian Onuță i-a promis că își va consacra viața acestui meșteșug. De aproape 10 ani el este olarul de la Mirești, unde s-a stabilit mai apoi, despre care a auzit toată țara și mulți dintre turiștii străini care l-au vizitat pentru a-i admira vasele plămădite din lut cu dragoste și dedicație. Fiind crescut de bunicul, de mic copil, de la vârsta de 2 ani de zile, chiar am în satul Iurceni, raionul Nisporeni, am crescut alături de bunicul, am învățat alături de bunicul până la vârsta de 10 ani. Făceam diverse lucruri mici, făceam ghiveciuri, anumite farfurioare, mulți orași foarte mici, de dimensiuni foarte mici. În perioada când eu aveam 7-8 ani, bunicul era preda lecții de olărit la școala de Iurceni. Și eu acolo am avut posibilitatea mai bine alături de copii să prind dragoste de acest meșteșug. Pe la vârsta de 10 ani am fost luat de părinți, deja adus la Mirești. Atunci bunicul, când am împlinit 16 ani, și-a pus ca scop să vină să construim un cuptor tradițional acasă la părinții mei, aici la Mirești. Am deprins alături de bunicul anumite lucruri mai mari, să cresc. Bineînțeles că nu erau atât de reușite ca bunicul. Bunicul punea mâna, erau perfecte. Dar doar o vară am lucrat alături, am construit acel cuptor tradițional, am lucrat, m-am învățat, m-am specializat arderile pe lemne pe timpul nopții, cum să știu, pentru a dirija cuptoarele tradiționale, trebuie să ai cunoștință în cauza. Acum e mai ușor, că sunt cuptoarele computerizate, nu s-o gândit că eu am să ajung să cumpăr cuptoarele de performanță. De asta m-am specializat, cum mi s-au predat anumite secrete ale arderii. Vedeam alături de bunicul arderile pe parcursul nopții. După care eu am încercat singur, de unul singur, în lipsa bunicului, am încercat să practic meșteșugul. Anumiți făceam colțare pentru casă, care se pun pe colțul casei. De astea mi reușeau. Am făcut 10.000 pe cuptorul tradițional. Eu singur făceam arderile unde puneam 1.000, 500 de obiecte odată la arsă. Eu și acolo eu cunoaștere trebuie să ai, nu oricine poate să dirigeze cuptorul. Și chiar dacă aveam o vârstă foarte fragedă de 16-17 ani, eu dirijam cuptorul cea la mare. Dar și ține de rotitul la roată mai greu. Făceam obiectele, dar mai stângași. Și mi-aduc aminte, mergeam când aveam vreo 18 ani la piața din Hâncești. Și am mers cu primele mele obiecte, mi-aduc aminte cu ghiveciuri de flori, am avut niște oale pentru lapte. Toată lumea apreciau lucrările, dar de cumpărat, nimeni. Păi și-a trecut un domn, mi-aduc aminte, avea un gastric și a spus că eu vreau ulciorul ăsta, m-a încurajat că e bine și fac. Și-a cumpărat, zic, dumneavoastră pentru ce luați ulciorul? A spus că eu să-l pun în stengă. Zic, eu l-am făcut pentru lapte. Bunicul și-a pus ca scop de mic, chiar propunea la părinți să merg să locuiesc în casă de la Iurceni și să dau continuitate meșteșugul în casa de la Iurceni. Și când au înțeles că părinții nu au fost de acord ca să mă deie la Iurceni,
au insistat chiar în ultimul an al lui. Am fost în viață. Am fost chemat și el a spus că simte chiar bine și o propus ca să vină să locuiască la noi. Numai de atât, ca să să fie el sigur că eu am să continui meșteșugul. Și m-am mers la Iurceni, am adus echipamentul, roata tradițională, știi, și avea bunicul anumite lucruri, dar era pe timpul iernii. Și am pus în una dintre camere, el a spus că până în primăvară e timp mult și nu are el timp să aștepte, adică și am făcut mai puțin lut, am mai adus de la Iurceni și împreună cu bunicul am început să modelez diverse obiecte așa cum trebuie, pentru că eu eram specializat pe obiectele mici să le fac și când se cresc să fac un ulcior de un litru jumate, două, era mai greu. Și anumite secrete ale simțului am încercat să ne le explice, de la fiecare creștere, de la fiecare, sunt diverse secrete ale simțului care el a început să ne le transmită. Dar n-am avut noroc mult, că pe parcurs la un maxim o lună de zile, bunicul s-a strâns. A decedat și ultimele cuvinte au fost că nu-mi pare rău că mor, dar îmi pare rău că încă n-am reușit să transmit meșteșugul. I-am promis că, indiferent cât de greu n-o să-mi vină, am să lupt și am să mă specializez, să duc cu sfințenie meșteșugul. Asta a fost cuvântul dat bunicului. Odată ce i-a promis bunicului, Adrian Onuță și-a luat în serios misiunea de a continua meșteșugul olăritului. Calea aleasă urma să fie foarte dificilă, deoarece nu reușise să se specializeze și să afle toate secretele pentru a putea crea oale perfecte. Adrian Onuță spune că tot bunicul este cel care l-a ghidat de acolo din cer. După decesul bunicului, au fost mai mulți ani, aș spune, de practică. Nu mi-așau obiectele așa cum mi le doream. Mergeam anual la târgul de la Iurceni, care nu ieșeam cu expoziție, doar mergeam ca vizitator. Și vedeam că acolo erau meșteri de performanță și zic, parcă mi-era și rușine să ies cu obiectele care proprii. Nu știam de glazurile astea de performanță. Parcă azi facem obiecte, când începe, vine cineva și zice, uitează că sunt de mine făcute, le punem, nu mai reușeau, zic, eu le-am făcut și nu-mi reușeau. Trebuie să recunosc că au fost mai mulți ani, vreo 5 ani de practică, au durat după decesul bunicului, vreo 5 ani de practică și în ultimii ani practicam pe timpul nopții ca să nu reproșez soția că pierd zi de lucru, că mă punem noaptea în liniște și le confecționam și le stricam înapoi când trebuie lutul, tot așa la luță, fac de mai multe ori cu greșeli. Trebuie să recunosc că anumite lucruri le-am învățat din proprii greșeli. Cani cu păcat, dar am spus, zic, mă las de olărit, nu mai, cred că nu merge. Și se vede că am vorbit cu păcat, că pe parcursul nopții am avut un vis, când eu am spus că se renunță la meșteșug, am avut un vis unde bunicul a venit și a intrat prin casă, a intrat așa cum era el în realitate. Și în vis mi-a adus un cuțitaș de lemn exact așa cum arată ăsta. Exact așa un cuțitaș. A venit și mi-a luat mâna dreaptă și mi-a luat ăstea două dește și mi-a pus așa două dește. Și a spus că iată, tu îi să înșechi cu ăsta cuțitaș, e făcut din nuc. A, nu mi l-am făcut, a spus că pentru tine. Și a spus că ai să înșechi, să lucrezi și o să-ți reușească toate obiectele așa cum ți le dorești. Și a doua zi, când m-am trezit din vis, am rugat un frate, îi avea destracare de prelucrarea lemnului și îi spun, i-am făcut așa pe hârtie, ca cum am visat eu și zic, uite, iată, așa am visat la bunelul, te rog, fă-ne repede, n-avem răbdare. Și nu o să mă credeți, am pus obiectul ăsta, lutul pe roată și cu ajutorul cuțitașului am făcut vreo 10 obiecte la rând. Un pic nu erau ele chiar perfecte, dar le-am făcut de vreo 10 kg mari. Și nu-mi vine, singur, nu-mi vine să cred. Pot să spun că aproape în fiecare seară, pe parcurs la vreo luni de zile, visam bunelul cu anumite lucruri, unde îmi arăta anumite lucruri care eu fiind foarte tânăr și nu am ținut cont de bunicul, de sfaturile bunelului la timpul respectiv, totuși Dumnezeu s-a nevoit sau
pentru a-l transmite pe bunicul prin vis. Anumite, îmi ținea mâna, anumite secrete mi le-au transmis prin vis. Și a doua zi, anumite, pentru că una ea pune boțul pe roată, dar sunt multe secrete până ajunge să dai naștere obiectul așa cum ți-l dorești. Și la fiecare treaptă este anumit secret. Și eu uitam unele și e destul un mic secret și el obiectul să nu ți reușește așa cum ți-l dorești. Asta este cuțitul bunelului. Și uitați-vă cuțitul bunelului, care și el a reușit și a confecționat zeci de mii de obiecte, a finalizat, el e ca un talisman. Când am început să eu, după ce m-am specializat, mai practic mi-a fost cuțitul bunelului și asta l-am lăsat. Și uitați-vă că toate cuțitele la olari sunt doar condiști. Dar bunicul mi-a adus să le pun două dești. Și aici nici azi n-am găsit răspunsul, că azi mi-e mai practic. Cuțitașul bunicului și cu cuțitașul bunicului am reușit să confecționez zeci de mii de obiecte și eu. Asemeni meșterului Manole, oalele pe care Adrian Onuță le confecționa noaptea, dimineața le transforma din nou într-un boț de lut, pentru a o lua de la capăt. După nenumărate nopți nedormite, continuă căutare și perseverență, în 2012 el a devenit meșter popular specializat în domeniul olăritului. Prima mea expoziție a fost la Iurceni, cu obiectele simple, și m-am apropiat de domnul Ion Bălteanu și spun: domnul Ion, zic, eu sunt nepotul lui Pavel Mireuță. Zic, dați-mi vă rog și mie un loc, mai la spate undeva mai e, să mă expun cu propriile obiecte. Zic, nu s-a atât de reușit, dar mi-a dat o cărdată drept în centru. Și trebuie să recunosc că chiar dacă nu erau chiar reușite ca la alți meșteri, s-au realizat obiectele și nu-mi venea credit. Toți au cumpărat, m-au încurajat. Pe parcurs, trebuie să recunosc că titorii adevărați au fost publicul lor. Am avut noroc de, m-am dezvoltat pe plan profesional, pregătind diverse expoziții, nu au fost indiferenți. Toate obiectele, cât reușeam să le confecționez pe parcurs la o lună, se realizau într-o oră, două, toate. Am fost îndrăgit, aș spune, datorită publicului larg, am reușit să ajung meșter de performanță. Pentru că pe parcursul anilor, eu am făcut, am dus cu evidență așa până la vreo 40.000, dar după care un număr foarte, da, nu mai duc. Pot să spun că eu tot timpul, mai ales primii ani, roteam și până la două noapte ca să pot face față numărul de solicitări care eram, oamenii făceau rând să cumpere obiecte. Trebuie să recunosc că și ține de oale sau dacă, de exemplu, înainte erau cuptoarele tradiționale și erau oale, mai acum trebuie să facem oala plată ca să meargă la rol, adică mai mergem la cerința publicului larg. Ați participat și la festivaluri, concursuri, care sunt cele mai cunoscute și cât de importante au fost pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională? Am participat la diverse, atât în țară cât și internațional, dar mai aproape de suflet e tot expoziția România Fie de la Iurceni, când merg în semn de respect față de bunicul la Iurceni, atunci eu mă pregătesc mai sufletește, mai cu inima, așa aș spune, mai bine. Este binevenit la Hoginești, la domnul Vasile Gonciar, la care în 2011 chiar am participat la o tabără de creație, unde anumite lucruri care n-am reușit să deprind la bunicul, am avut acolo mai mulți meșteri care mi-au mai dezvăluit anumite secrete și ține de glazuri, pentru că eu la moment folosesc glazurile care internaționale, care nu cunoștea bunicul de ele. Mi-am specializat și am anumite lucruri. Sunt utile, orice eveniment cultural e util pentru un meșter, indiferent de domeniul care îl practică. Tradiția olăritului este veche aici, în această zonă, în localitățile din vecinătate sunt mulți olari scusiți. Colaborați, dezvoltați proiecte comune? Nu sunt atât de mulți meșteri, doar putem să-i numărăm pidiști. Nu atât de mulți suntem noi meșterii. Au fost, din spusele bunicului la Iorceni, în jur de 80 de olari, chiar 160 de olari, când din spusele bunicului, dar la urmă rămăsese deja 2-3. Au fost pe cale de dispariție, probabil din cauza plasticului care au inundat în perioada respectivă, după care cetățenii au conștientizat că nu e util, că nu e bine să folosească acestea obiecte din plastic și se revine încet, da. Și la vasele din lut. Nu încet, cred că acum chiar e cu pași rapizi, pentru că toți, fiecare gospodin își dorește să aibă o oală, să gătească într-o oală tradițională sau să folosească acelea vase, indiferent tăcâmuri, toate să fie din ceramică. Majoritatea, zeci de mii, au fost
și se regăsesc azi prin casele oamenilor la loc de cinstie. Adică eu le-am făcut pentru a le utiliza, dar oamenii într-atât de mult au apreciat, într-atât de mult, nu pe mine ca meșter, dar anume tradițiile și le pun la loc de cinstie. Adică e ceva care e un bucurător pentru noi meșterii. Vorbeam despre colaborări, dacă dezvoltați împreună cu alți meșteri populari și dacă cunoașteți numărul, câți mai sunt în Republica Moldova? Păi noi nu suntem meșteri olari, începători mai sunt câțiva acum începători, dar meșteri adevărat suntem în jur de 7-8 olari, nu suntem atât de mulți, doar poate pe viitor ucenici care să-i specializăm, care fiecare ne punem ca scop să-i dezvoltăm, să-i creștem. Un olar nu se învață din cărți, poți să predai, așa trebuie să fie și înzestrat cu un dar de la Dumnezeu, trebuie să-ți fie drag și acel care meșter își pune ca scop să specializeze un tânăr, trebuie să-și dorească cu adevărat, pentru că una e să-l pui la roată și să nu iasă meșter și alta e să-ți pui ca scop, dar aici e nevoie de timp. Sunteți vizitați de grupuri de turiști, vin chiar aici acasă la dumneavoastră, unde le pregătiți ateliere pentru a putea să guste și ei din arta olăritului. Este interes sporit? Vin și din afara țării? Anual avem vizitatori, chiar în anul trecut am avut număr de peste 50 grupe, au fost din Franța, am avut care pe rând stau. Fiind atelierul nu atât de spațios, trebuie pe rând să meargă, fiecare să încerce cum se confecționează. Toți rămân impresionați, toți apreciază și mă încurajează să merg și să dau continuitate. Știu că au fost aici chiar și artiști. Am fost vizitat chiar de doamna Natalia Gurdincu. Aici avem și un obiect care de dumneavoastră confecționat. În muzeul improvizat în casa olarului, Adrian Onuță ocupă un loc de cinste lucrările bunicului său, care reprezintă cea mai valoroasă comoară pentru nepot. El păstrează cu sfințenie și ustensilele moștenite de la cel ce i-a transmis dragostea pentru tradiție și meșteșug. Roata bunicul o moștenit-o la fel ca mine de la străbunii noștri, are mai multe secole. Nici bunicul nu cunoaște, are mai multe sute de ani. La început inima asta era din lemn de spusele bunicul, după care bunicul i-a pus din lemn. Toate obiectele care se văd aici sunt făcute pe roata bunicului de bunicule. Aici avem un gavanus de boș, așa spunea bunicul. Asta era de nuanța de culoare verde, așa cum am aplicată de bunicul. Preferat, da, bunicul prefera, da, culoarea mai mult de nuanță verde. Aici avem un lucru foarte interesant cu coșul. Bunicul la bătrâneță a inventat coșul. Și aici vedem bâlciul olarilor. Am fost și am săpat la cuptorul bunicului și l-am găsit acolo. Din 1989, avem 9 ani, asta s-a primit a doilea ediție de la bâlciul olarilor de Iurceni. Asta a fost invenția bunicului să iasă cu ceva nou. Asta la bătrâneță, bunicul ea câtea se vede, aici Iurceni, asta 1989, aveam doar 9 ani. Asta a fost la a doua ediție a bunicului. Și eu imediat când am început să practic meșteșugul, am dat continuitate și am modernizat cu coșul. Am să vă arăt, un pic l-am modernizat. La fel zic că eu în 2012, uitați, când am început să ies la expoziție în 2012, am modernizat cu coșul și am făcut în memoria bunicului mai mulți cu coș, dar ei toți, ăștia tot timpul solicitați. Să vând, da. Și aici am pus anumite date ca să rămâne pentru muzeu, că altfel era vândută, de asta am scris Mirești localitatea. S-a simțit împlinit sufletește după ce s-a convins că a realizat visul bunicului. Apoi Adrian Onuță și-a făcut propriile planuri de viitor. În urmă cu 5 ani a venit ideea să creeze un complex de creație în satul Mirești, format dintr-un atelier, un muzeu și un parc. Deși este dispus să investească banii proprii, realizarea acestui vis devine dificilă din cauza birocrației și lipsei de reacție nejustificată a autorităților. Ținând cont de numărul mare de vizitatori anual, ne-am pus ca scop să construim un atelier modern, unde să putem să dăm continuitate, să putem să instruim un număr mult mai mare de copii, să organizăm tabere de creație anuală, atât cu copiii din țară și cât și din afară, să construim acelea cuptoare tradiționale, să încurajeze și tinerii, să facem anumite spații pentru prelucrarea lutului, un muzeu unde să expunem de la bunicului obiectele de amă care le
le-am pus, le-am confecționat eu de-a lungul anilor și se margă din dinastie în dinastie. Și un parc public unde anual să putem să desfășurăm activitatea asta culturală anume, ne-am pus ca scop să promovăm meșterii populari din diverse domenii cu la noi, la, pe raionul Hâncești, în regiunea noastră. La moment, noi nu avem unde să promovăm tinerii talente din diferite domenii. Ați comunicat acest vis autorităților? Care a fost reacția? Din păcate, aici ne-am întâlnit cu anumite probleme. Din imediat ce am adus diverse demersuri de la Direcția Culturii, Turism Hâncești, de la Ministerul Culturii, am adus diverse. Din păcate, autorități publici locale nu au fost de acord și până în prezent am 5 ani de când lupt pentru a mi acorda acel teren pentru construcții și să bate pasul pe loc. Mesajul meu către autorități, atât publici locale, cât raionale, cât republicane, au fost ajutați-mă ca să vă pot ajuta. Pentru că eu, ca meșter, pot să activez în diverse domenii, să-mi câștig existența din diverse, dar anume prin crearea atelierului, anume noi putem da continuitate. Până la urmă, e cartea de vizită a localității, crearea centrului de meșteșuguri. Trebuie să înțeleagă acest lucru. Presupun că nu vă dați bătut. Nu. Și în continuare o să bateți la uși desigur, până se vor deschide. Pus ca scop și cât până nu reușesc să construiesc atelierul dorit, n-am să renunț. Pentru ca un boț de lut să fie transformat într-un vas gata finisat, este nevoie de multă muncă, efort și răbdare. Meșterul Adrian Onuță este susținut și ajutat de familia lui, în mod deosebit de cei doi fii, Adrian și Liviu, care deja au creațiile proprii. Aș putea să-i numesc meșteri, deoarece ei își cunosc arderile. În momentul când eu sunt plecat la diverse expoziții și trebuie de ars să ne pregătim pentru alte expoziții, ei deja pictează obiectele sau le pun la cuptor. Chiar și modelează. Au început să rotească la roată. Bineînțeles că în momentul sunt ca ne stângașe, dar pe parcurs să-ți crească. Eu le explic. A început și pentru mine a fost greu. Nu a fost atât, dar eu sunt mulțumit că văd ca o mână de olar. Odată și reușit un obiect, chiar dacă el e stângașe, o să crești pe parcurs. Vă doriți și dumneavoastră, e enorm ca ei să continue această cale. Da, desigur, cale. Asta este scopul, să dăm continuitate. Eu mi-am pus ca scop nu doar membrii de familie să-i specializez, pentru că din proprie experiență, noi nu reușim să facem față la să completăm numărul de cerințe care de obiecte sunt solicitate prin magazine sau la diverse expoziții. De asta e de dorit ca fiecare raion, fiecare localitate să aibă un meșter. Măcar un meșter trebuie să fie la 2-3 localități, ca noi să reușim să înlocuim plasticul cu obiectele utile, cu obiectele care ne dă posibilitatea să atât să ne aducem aminte de strămoși, cât să ne alimentăm sănătos. Pe pereții muzeului pe care l-ați improvizat aici acasă, foarte multe diplome și mențiuni. De la ce evenimente le-ați adunat și dacă ați mers și peste hotare? Ele sunt rezultatul muncii pe care l-am depus în ultimii ani de când am început să practic meșteșugul și toate se datorează bunicului. Azi obiectele se află prin multe muzee din diverse țări ale lumii, la loc de cinstie. Pot fi văzute chiar și în Franța, Italia, Canada, chiar America și în mult mai multe, un număr mai, România, în multe, în Ucraina, chiar și în Rusia, în diverse țări, chiar și la noi în țară. Și în București, am fost Brașov, am fost la Iași, mi-aduc aminte, am fost la Vaslui, am fost cu o mașină plină de obiecte, acolo pe 3 zile. Am fost ajutat, chiar dus de Direcția Culturii și Turism. Și în prima zi eu am realizat toate obiectele. Și atunci domnii spun, domnul Adrian, să mai aducem o mașină. Zic, eu nu mai pot să aduc, zic, la Iurceni și nu pot, dacă ar fi altă expoziție renunță, dar la Iurceni nu pot. S-au realizat cu un preț mult mai mare ca în Moldova, s-au realizat toate, chiar dacă am încercat să le scumpesc, zic, să am pe toate zilele oameni, indiferent și prețul le punem, au cumpărat toate obiectele, am rămas așa impresionat. Este de ajuns să intri în curtea casei olarului Adrian Onuță ca să-ți dai seama cine locuiește aici. Peste tot pot fi văzute vase create de el. Pe timpuri bunicul spunea că câți fini avea asta, meșterul, atâtea oale. Eu n-am reușit să am atâția fini, dar viața e înainte.
Obiectele care sunt puțin deteorate, noi le aplicăm în... El e un prepelag, e un simbol al olarului. De la ocarinele copilăriei și până la vase mari, ulcioare, gavanoase, tortare, oale și olițe, cănițe mai mari și mai mici, păhăruțe de lut, platouri, obiecte decorative, glazurate și ornate după metodele însușite de la bunicul, meșterul Adrian Onuță modelează povestea lutului strămoșesc ca un adevărat meșter faur, creând opere de artă autentice. We'll be right back.